Dragostea trece prin stomac. Am fluturi în stomac. Simt un gol în stomac. Expresii pe care le folosim cu toții sau le-am auzit spuse măcar o dată de cineva din jurul nostru. Dar ce au în comun toate acestea? Păi, cel mai important lucru ar fi că, deși conțin cuvântul stomac, în realitate toate se referă la anumite sentimente. Adică atunci când ai emoții în legătură cu un lucru sau simți frică, tristețe, iubire. Așadar, care este legătura directă dintre emoții și stomac? Ei bine, răspunsul este dovedit științific. Creierul, de unde pornesc de fapt emoțiile noastre, și stomacul, sistemul digestiv, sunt intim conectate. Cercetările moderne au relevat faptul că emoțiile noastre sunt modelate de peste 100 de substanțe chimice care se regăsesc în tot corpul nostru, în special în intestine. Ba mai mult, după creier, intestinele noastre sunt cea mai mare zonă cu nervi din organism, având un grad crescut de sensibilitate. Cercetătorii de la Harvard au făcut un studiu prin care se arată clar că tractul intestinal este conectat cu emoțiile. Nu-i de mirare că ori de câte ori te încearcă un sentiment mai puternic, resimți acest lucru în stomac. Studiile mai spun de asemenea că totul funcționează și în sens invers, astfel că bacteriile din stomac transmit creierului nostru mesaje și eliberează hormoni care ne afectează starea de bine și ceea ce simțim. Dacă vorbim de oameni de știință, poate că ai auzit de psihonutriție, știința care studiază relația dintre minte și alimentație, dar și tiparele emoționale moștenite, formate și adânc incorporate în alegerile alimentare. Pe scurt, psihonutriția nu este altceva decât legătura dintre ceea ce simțim și comportamentul alimentar. Ajungem acum la un subiect tot mai discutat, și anume alimentația compulsivă. Cu siguranță ai observat și tu că, de foarte multe ori, ajungi să mănânci nu pentru a-ți satisface foamea fizică, ci pentru a suprima o emoție. Fie că suntem triști, stresați sau pur și simplu plictisiți, deseori încercăm să controlăm aceste reacții prin mâncare. Mâncatul emoțional sau compulsiv se traduce de cele mai multe ori prin căutarea de alimente fără valoare nutritivă reală. Chipsuri, cartofi prăjiți, pizza, ciocolată înghețată, biscuiți sau mai știi tu ce. Acest gen de alimente are și o denumire, comfort food. Așa cum îi spune numele, este o mâncare pe care o consum pentru confort, pentru a-ți da senzația de stare de bine, de liniște, fiindcă ești presat de ceva anume și vrei să uiți, măcar temporar. Însă, dacă până acum credeai că ești printre puținii care își caută alinarea în alimente mai puțin sănătoase și te învinovățeai de câte ori făceai, află că studiile arată că peste 40% dintre oameni aleg să mănânce mai mult în perioade de stres. Din nefericire pentru siluetă și sănătate, atunci când vine vorba de mâncatul emoțional, cei mai mulți dintre noi aleg dulciurile. Cercetătorii au demonstrat în unele studii că zahărul afectează creierul într-o manieră asemănătoare cu drogurile, iar dependența de zahăr este cât se poate de reală. Oamenii de știință de la UCLA au arătat că o alimentație bogată în zahăr poate afecta procesele cognitive ale creierului, deoarece comunicarea dintre neuroni se face mult mai dificil. Consumul de alimente, independent de senzația de foame, poate avea loc și pe un fond emoțional pozitiv, nu doar negativ, pentru că mulți consideră mâncarea savuroasă drept o recompensă, iar acest mecanism psihologic este cultivat din perioada copilăriei și hrănit de contextele sociale. Neurologul Jordan Gaines Lewis spune că activarea în exces a acestui sistem de recompense din creier, așa cum este el numit, dă startul unui șir de evenimente mai puțin plăcute, pierderea controlului, pofta de dulce și o toleranță crescută la zahăr. Deși pe termen scurt aceste alimente ne dau o senzație de plăcere, de cele mai multe ori, după acest stil de mâncat compulsiv, ne încearcă sentimente de vinovăție, de oboseală, de lipsă de motivație. Mai mult decât atât, cu cât mănânci mai mult din această categorie, cu atât vei simți nevoia să consumi și mai mult. Devine un cerc vicios din care, crede-ne, îți va fi tot mai greu să ieși. Spuneam mai devreme că unii dintre noi alegem gustări nesănătoase sărate, alții gustări dulci. Așadar, ce spun despre tine alimentele spre care te îndrepți în momente de stres sau de plictiseală? Cercetătorii indică faptul că respectivul comfort food pe care îl alegi este în funcție de emoția pe care o simți.
Astfel, aceștia spun că cel mai probabil dacă alegi alimente tari și crocante este pentru că simți furie, supărare. Dulciurile sunt preferate mai degrabă de persoanele triste. Dacă preferi înghețata sau alte alimente moi și dulci, este probabil pentru că resimți anxietate, pe când alimentele sărate sunt alese de persoanele stresate sau plictisite. Tu ce crezi? În care din categoria de mai sus te regăsești cel mai des? Dacă am vorbit până acum despre alimente nu tocmai sănătoase și care într-un final ajung să ne facă rău, nu avem cum să nu discutăm și despre alimentele care ne dau o stare de bine. Cel mai vestit medic al Greciei antice, Hipocrate, spunea: lasă hrana să-ți fie medicament și medicamentul să-ți fie hrană. Este clar, așadar, că prin alimentație poți să-ți îmbunătățești funcționarea organismului și a creierului și poți reduce riscul pentru anumite afecțiuni. Înainte de a afla alimentele care ne stimulează emoțiile pozitive, facem o scurtă paranteză să vedem cum anume ajunge ceea ce mâncăm să ne influențeze starea de spirit în mod pozitiv. Ei bine, cuvântul magic aici pare să fie serotonina, cunoscută și drept hormonul fericirii, e produsă de celula nervoasă, dar și de celulele tractului digestiv. Serotonina este responsabilă de mare parte dintre stările noastre emoționale, fiindcă atunci când nivelul serotoninei este unul scăzut, devenim triști, depresivi, irascibili. Vestea bună e că există alimente care te ajută să crești nivelul hormonului fericirii. Cele mai cunoscute ar fi acizii esențial grași omega-3. Studiile demonstrează că persoanele care consumă frecvent, de 2-3 ori pe săptămână, alimente precum somon, ton, sardine, au șanse mult mai mici de a deveni depresive. Acizii grași omega-3 rămân una dintre substanțele nutritive cele mai eficiente în stimularea bunei dispoziții și sunt preferate de creierul nostru, acesta fiind format în proporție de 60% din grăsimi. Trebuie să spunem că aici vedeta categoriei este somonul. Nu-ți place peștele? Stai că există alternative! Fructele de pădure sunt bogate în antocianine și flavonoli și te ajută să ai un creier sănătos cu o putere de concentrare mai mare. În special în perioadele stresante, fructele de pădure sunt indicate pentru proprietățile lor de a proteja vasele de sânge din creier de inflamații. Vestea bună este că acum le poți consuma atât congelate cât și proaspete. Ciocolata neagră. Nu toată ciocolata este rea, așa că ori de câte ori simți nevoia de ciocolată cu lapte, o poți înlocui cu varianta ei mai sănătoasă și nițel amăruie. Antioxidanții care se regăsesc în ciocolata neagră au un rol antiinflamator și ajută la diminuarea stresului. Polifenolii din cacao contribuie la lupta împotriva anxietății și depresiei, iar consumul acestui tip de ciocolată crește în mod natural nivelul serotoninei. După ce încerci de câteva ori, te asigurăm că nu ți se va mai părea chiar atât de amară, va deveni una dintre gustările tale dulci preferate. Legumele cu frunze verzi sunt benefice atât pentru starea de bine, cât și pentru sănătatea organismului, controlul greutății și câte și mai câte. Chiar nu ai cum să le ratezi. Și ai de ales dintr-o varietate mare, ceva, tot trebuie să fie pe gustul tău. Salata verde, spanac, varzacale, pătrunjel și multe altele sunt considerate a avea cea mai mare concentrație de vitamine, minerale și fibre. Secretul lor este că sunt bogate în acid folic, iar nivelul scăzut al acestuia este asociat cu depresia. Curmalele sunt excelente pentru când ți-e poftă de ceva dulce, dar nu vrei să te orientezi spre zahăr. Consumul acestora îți va da o stare de bine datorită texturii cremoase, vitaminelor și mineralelor, dar și datorită faptului că au în compoziție triptofan și fenilalanină, recunoscute pentru creșterea nivelului de serotonină. Iar lista nu se oprește aici. Vei fi mai bine dispus și dacă vei include în dieta ta ouă, nuci, ulei de măsline sau banane. Evident, nu vei da greș consumând cât mai multe fructe și legume. Apa. O hidratare optimă asigură o digestie și un tranzit intestinal normal. În plus, apa contribuie la procesele de eliberare energie în organism. Pe cât de banală, pe atât de neglijată, apa poate fi un prim nutrient esențial pentru buna ta dispoziție. Cel puțin 2 litri de apă pe zi fac minuni organismului și creierului tău. A nu se confunda cu a bea mai multă cafea, căci aceasta deshidratează. Iar dacă nu ai vizionat încă materialul nostru de ce ne place cafeaua, ți-l recomandăm!
Influențele culturale. Starea de bine asociată cu consumul anumitor alimente este determinată și de influențele culturale. În România, mâncarea ocupă un loc de cinste în timpul sărbătorilor religioase naționale sau chiar la petrecerile în familie, nunți, botezuri, zile de naștere. Mesele în familie, mesele de sărbătoare, toate produc o stare de bine independent de conținutul lor nutrițional. Alimentația este așadar foarte importantă în echilibrul nostru emoțional și în stimularea stării de bine. Dacă simți că nu te descurci singur și ești conștient că mâncatul compulsiv devine o problemă tot mai mare pentru tine, apelează la terapia pentru tulburările de comportament alimentar. Fii generos și distribuie videoclipul și prietenilor tăi. Împreună inspirăm tinerii din România. Susține și tu proiectele culturale Bookland.